Astăzi, Academia este un punct nodal al unei întregi rețele de centre de cercetare, având relații de colaborare cu organizații prestigioase din străinătate. În societatea noastră, această înaltă instituție reprezintă un reper de competență pentru noile generații de elite precum și pentru personalitățile intelectualității românești care trăiesc și lucrează de mai mult timp peste hotare. Capitalul de încredere pe care l-a acumulat în timp Academia îi permite acesteia să se implice cu credibilitate și profesionalism în marile teme ale dezvoltării României, focalizând energii cum nu multe entități o pot face. Trăim într-o lume globalizată, complexă și, din păcate, deseori impredictibilă și violentă. Modul în care, în aceste condiții, Țara noastră poate să-și valorifice în deceniile următoare potențialul uman, geografic și economic Depășește astăzi cadrul unei teme teoretice. Mă bucur să constat că Academia Română s-a angajat într-un demers de analiză și previzionare strategică pe termen mediu pentru o serie de domenii importante ale vieții economico-sociale. Am sprijinit și voi încuraja și pe viitor rolul de coagulant și multiplicator al capacităților creatoare ale națiunii, rol pe care îl poate juca Academia Română.